Salut, oameni buni și bine vă la un nou episod. Eu sunt Zasami și în sfârșit m-am întors din uh, Anglia. Ați văzut acolo, am postat niște vloguri în care am mâncat mai multe chestii. În weekend o să mai apară încă un vlog super șmecher de acolo, dar ne-am întors înapoi pe Volt Hunters. Suntem cu Sergiu pe fundal. Salut, oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod din uh, Vault Hunters. Ups. Bine. Și eu am revenit din... Uh... <laughs> și el a revenit, că n-a avut cum să se joace, că dacă, dacă eu plecam și lăsam cu serverul deschis, Păi mă întorceam și aveau level 100 și eu după aia eram Nubibi. Da, oameni buni, vreau să vedeți să butonul de like și butonul de subscribe dacă mai doriți episoade din astea din Vault Hunters. Avem level 10 și poate vă întrebați, pai, când ai făcut level 10? Ei bine, o să vedeți mai târziu un, un mic clip când am făcut un, un Volt și am bătut boss -ul. a fost foarte, foarte, foarte tare. Uh, astăzi vreau să facem ceva foarte interesant. Avem aici sus o nouă încăpere pe care am început-o. Uh, bine, dar nu vă arăt încă pentru că Uh, știm că aici jos de tot noi aveam încăperea noastră de cesturi, aveam toate toate noastre, dar eram foarte dezorganizați. Și am să facem următoarea chestie, să începem o nouă încăpere de cesturi care să fie foarte bine făcută și foarte bine organizată de la început. Și arată ceva de genul ăsta, aici încă nu avem absolut nimic, este foarte gol, lăsăm, um, lăsăm zona asta pentru... Viitor, vedem ce, ce zone ne mai, uh, ce, ce iteme și ce chestii o să mai avem. În zona asta avem zona de poțiuni. Aici pur și simplu avem toate ingredientele și toate chestiile necesare pentru poțiuni. Avem aici sus uh, pus pe un item frame, invizibil o sticluță de poțiune, o poțiune de viață. Aici avem zona de prețioase. Avem redstone, diamond toate toate chestiile. Avem și Volt Diamond, care astea sunt foarte, foarte, foarte rare, dacă nu știți, dacă sunteți în mod și apăsați pe U, vedeți ce putem să facem cu fiecare chestie, avem 18 pagini de crafting doar cu Volt Diamond, ceea ce înseamnă că este destul, destul, destul de folositor, o să le trebuiască absolut în orice mod până și în refined storage sau în uh, uh, modul ăla în care noi făceam dimensiuni, dimensiuni de doar de diamond. Poate nu și să facem o dimensiune doar de volt diamond, dar cred că o să fie insane, insane, insane de greu. Aici avem uh, volt rocuri pe care, care, nu sunt activate, au mai fost băieții la minat, în special Sergiu cred că a băgat minatul la nebun. Avem pe aici efectiv toate, toate, bă, toate chestiile, aici avem multe chestii de luptă, avem tridente, nebuni brbrbr. -br -br. În partea asta avem zona de construcții pentru că acolo sus este o cărămidă. E yep, o caramidă, am uitat cum se numește. Toate chestiile esențiale în partea asta, ale avem stacate, le avem compresate, avem tot ce trebuie. În caz că o să ne ceva, o să venim aici să luăm. Aici jos de tot avem cele patru cesturi foarte importante, părerea mea, uh, care... Uh, sunt doar și doar din voltă Foarte, 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 foarte multe chestii Asta sunt chestiile prețioase Și înainte să ne băgăm la câteva volturi Vreau să fac un vending machine Pentru toate, toate chestiile astea de aici. Pentru toate, pentru toți traderii ăștia. Pentru că dacă noi ne uităm jos, vedem că uh, traderul ăsta, ski el cumpără silver. El are nevoie de 4 silver pentru un Cobalt Apple. Stress Monster, care ne cere un volt silver pentru un volt cookie. Ceea ce e foarte, foarte tare. Uh, așa că hai să facem un vending machine. Care, hai să vedem cum se face. Nici eu nu știu exact. Vedem că unul e cu auriu și unul este cu negru. Exact așa, cu negru. Ăsta l are Sebi, cu negru. Eu vreau să-l fac pe cel cu gold. Bun, ce zici, Sergiule? a fost doar să te joci niște, niște nebunie de-asta? Bă, da, nu... Am fost, los, am fost pedepsiți. Am fost pedepsiți? M am fost, da, 5 zile pedepsiți. Bă, nu, nu e... Nu e, nu e, nu e chiar așa. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Ideea e că... Acum știi cum e, vine hype-ul după, după, ce, după ce am stat atat timp fără, fără Volt Hunters Acum dintr-o dată, bum, când am venit și nu știam ce, ce aveam de făcut nici nu, mai nici nu mai știam ce trebuia să fac, care erau chestiile Dar uh, ne-am întors, e totul bine, totul frumos A plecat vending machine el Sebi l-a pus acolo și eu cred că ce zici Sergiu? Să l punem aici în partea asta, dacă Sebi l-a pus acolo și să fac show ce altă parte. Da, exact, exact, exact. Și asta l-punem aici, și și cred, când vine în altă parte. Da, exact, exact, exact. Bun, și acum practic eu dacă mă duc și dau click dreapta cu ăsta, cred, cred că așa funcționează. Da, uite, Stress Monster este o fetiță, bun frumos. Da, cred că așa skin de de fetiță și noi putem să adăugăm mai mulți din ăștia. Hai să vedem. Uh, Star Essence oricum nu contează cine cine le folosește, de de preferat e să le folosească cineva. Ia ia vino cu acest, Sergiu, poți, poți să dai click dreapta pe volt ăsta? Uite, l pe Sebi! Poți da click, click dreapta pe ăsta? Asta e cel mai bun, cel mai bun uh, trade volt, deci pur și simplu, silver pentru cookies. Am găsit bronz. Și cum se face din bronz silver? Pur și simplu, îl pui așa normal, bum, și ți-a dat un silver. Ceea ce înseamnă că noi dacă găsim în fiecare volt câte 9 silver sau pur și simplu mai mult, noi putem să cumpărăm de la Stress Monster prețuri ca asta și putem să o mâncăm. Ca să-ți explic și ție, ideea e că ai văzut că tot pică gifturi, pică uh, gifter, stechi, uite ăsta e mort, Sebi da. deja e mort aici, vezi deasupra care un, uh, un un schelet, ah, vezi? Da, și, și ideea e, da, exact, uite și ăștia. Și Dragoș și Antonio, uh, exact. Care-i care treaba cu, cu toți ăștia? Ei bine, dacă eu le iau pe Sebi de aici, scrie acolo sus Player Sebs, îmi oferă mie Blackstone. Uite, uite-te și tu, uh, cu verde. Și eu dacă îl pun pe un container, ele îmi oferă mie Iteme până când el o să, o, să, o să dispară Practic noi nu mai avem ce să facem deci cu Deci nu-mi vine să cred Ba, 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 ba nu, nu știai? Vorbești serios? Da Și nu am da, da. fost atent de ce ai pus așa wow. da, 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 exact, exact, exact Adică imaginează-ți că sunt unele foarte rare Care poate să-ți pice ancient debris Am deja 2 volt cristale făcute Și hai să-l facem și pe al treilea Să ne băgăm să vedem cam care este situația Pentru că nu mai luăm falling damage Ma... Mamă, că nu e chiar așa greu 6 prăjituri, 6 cheicuri, 16 pe liliac, 20 emerald și 8 purpur bloc Am pus prăjiturile, am pus emeraldul, am pus acum purpur blocul Prăjiturile le-am luat de la, de la traderul ăla de acolo, de, de, la farmer Acum trebuie să găsiți niște liliac din asta. asta, asta, asta cred că o să fie problema acum Hai să vedem care e norocul nostru, poate, poate explodez tot Bun. Și hai să vedem ce găsim aici. Bum, nimic. Golden Apple, ne trebuie Golden Apple. Diamante ne trebuie. Și ultimul, Gold și Blank Run. Perfect. Nimic bun. Bun, deci ne trebuie Peony, așa că hai să luăm câteva, câteva bucăți. Te văd că le trage singur șobolanul ăla. Bum, o să las aici floarea pentru că 100% o să ne mai trebuiască. Uite, o să... A, a, o, Liliac era acolo. Ok, deci Liliacul era exact aici. Uh, o, o, să, o să știm, o să știm exact de acum, de acum încolo. Așa că hai să intrăm și să facem toate tre cele trei volturi așa pe super, super rapid să vedem cam ce iteme luăm. Primul volt crystal pe astăzi. Bum! Am deschis portalul și hai să vedem. Deci eu practic nu mai am niciodată falling damage. Good luck the Sami. Și ce mi-a picat în el? Nimic nu mi-a picat în el? Atâta tot? Gata? Mai cineva, mi-aduc aminte în comentarii, -a păs pe Numped, parcă, să a pe Numpad parcă să-mi lase un waypoint uh, Dar din păcate eu nu am Numpad la tastatură. Aia, aia cred că e singura problemă Bun, deci nu mai luăm falling damage Hai să intrăm Să vedem dacă găsim ceva pe aici Hai să ne ducem așa Și o să o iau în partea sudică Deci o să explorez foarte mult în partea de sud Mamă, trebuie să găsesc 6 obeliscuri ca să fac, uh, să fac bosul. Aș încerca să merg puțin pe pe boss run. Cea mai cea, cea mai tare chestie de departe, sincer. Mamă, bun, rău, bun, rău, bun, rău aici. Hai să vedem. Deci avem un Larimar, ăsta ne interesează, un 2x Cabblestone. Uh, avem un așa, 2x Andesite. U, mamă, câte 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 oruri specifice pentru The volt avem aici. Am găsit iarăși și mm. un Voltdor, dar Uh, nu avem cheie. și Am găsit cum se face cheie și o să vă arăt la sfârșit de tot rețeta. Și am ajuns și la capătul voltului. Cred că o să schimbăm acum puțin. În ce parte o luăm? Două obeliscuri din 6. Ce încăpere și mecheră. Trei obeliscuri. Uh, nu știu dacă are ceva special încăperea asta. Am ceva pe acolo pe jos? Nu cred că, nu cred că am absolut nimic. De că pe tine înăuntru. De pe mine. Mă, mă, dragul! Sure. Hopa! Mamă, de când am găsit o încăpere de asta? Mamă, ce e aici? Fii atent, fii atent, fii atent, fii atent, aten. Că urmează să intrăm în testoasele ninja. Bum. Stai să facem așa. Bum, luăm astea. Și aici trebuie să intrăm în canal. Wow. Uh, bun. Stai puțin să vedem pe unde să mă duc. Exact pe aici. Coborâm. Și aici o să găsim multe, multe, multe chestii jmechere. Cum ar fi acest nimic de aici. Bă, de ce e așa slabă încăperea asta că nu trebuie să fie așa slabă? Oh, așa. Patru volt cu chizuri într una. Au, oh, nu! Mi-am luat poison. Al la obelisc și le mai trebuie încă unul. Deci mie nu vine să cred că am găsit cinci uh, obeliscuri într, -o, într, -o, uh, într un într un volt cu 6. Uh, destul destul de greu, sincer. Bine! Ultimul obelisc și într-o încăpere foarte șmecheră, sincer. Chiar, chiar, chiar e bună încăperea asta. Bun. Hai să lutăm. Deci în 10 minute, ăsta a fost speedrun. Ăsta a fost efectiv speedrun. Bă, urâtule! Nu da cu dalea! Bă, eu uite-l ce dăm în cățiș! Tu, Bine că acum la sfârșit se spaunează toți balaurii ăștia pe mine. Mai am 28 de secunde de poison Asta nu, nu arată prea bine Asta nu arată prea bine Bun Ma, a murit Sergiu. No, a murit Sergiu în volt. Iar trebuie să facem iteme pentru toți. Bun, hai să las, hai să las iteme aici, așa. Hai să-i dăm bătaie. Băgăm merele astea. Bun, frumos. Băgăm o asta. Bun, frumos. Băgăm o asta. MAMA e zombiu! E zombiu! mãe, morre, ropa, Roupa, 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 Onde é? Onde é? Onde é? Onde mai aveam? Da unde unde e ăla? E aici? Bă, tu? Da, 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 l-am în inventar Mamă! Deci ăsta a fost cel mai greu boss pe care l-am bătut până acum Bossul zombie Și hai să vedem Ce item au picat din bossul jmecher Uuu, trei silver Casca Mamă, ce cu casca casca Bă, ce cu casca asta? ce cu casca asta? Respiration, Aqua Affinity, Unbreaking, Protection și Mending. Mamă, e easy o tron uh, generate random resource. Ne dă? Ce ne dă? Gabro? Ce ne dă? N-am nicio idee ce item ăla. Astăzi mi-aș dori poate, poate, poate să fac ăsta. Step. Chestia asta de aici. step ăla e foarte, 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 foarte tare. Uh, hai să-i dăm bătaie, să vedem ce ne pică. Dăm ceva bun, te rog. Strong Drept. Wow Ok, 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 bun Hai să-i dăm bătaie Avem 5 uh, obeliscuri Primul obelisc și am și poison Exact ce nu prea vrei în volt Al doilea obelisc Dar ăsta cred că o să-l păstrez Uh, pentru că este o încăpere foarte, 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 foarte bună Acum a finit Efficiency 5 O să le iau că poate o să le trebuiască băieților Că și așa Sergiu a murit Și poate o să aibă nevoie de alte iteme Și văd că tot vin șobolanii ăștia după mine De ce tot vin șobolanii ăștia după mine? Bun, deci noi suntem în full uh, În full este am găsit camera de boss foarte bună mai întrebă încă 3. Sincer de mult n-am mai găsit un chest din ăla Din ăla de acolo Hai să vedem ce, ce ne cere chestul ăla Pentru că chesturile alea sunt foarte, foarte, foarte prețioase Dar mai am de la două chesturi de aici Bum, bum Goldul ne trebuie Hopa, poison Bine că am apucat să-i dăm dogi. Perfect Și hai să mergem acolo să vedem ce ne cere Ne cere 22 de levele. Îl avem Bun, perfect. Și hai să vedem ce ne pică. Absolut nimic bun. Nu a meritat să facem asta. Chiar efectiv, chiar n-a meritat să ne dăm levele -le pentru pârnaia asta. Uh, bun, deci eu am venit din, din sud. A, ah, trebuie să țin tot vest acum. Trebuie tot vest să o iau. Hopa! mo mă, hai că am picat dacă e bun. Uh, avem aici încă un obelisc care practic este al treilea obelisc. Dacă nu mă bate și pe mine șobolanul ăla al patrulea obelisc și ne mai trebuie efectiv încă unul. Mai trebuie să găsesc un singur obelisc ca să mergem în camera bosului. Și o să iau cred că aici în partea sudică. Bă, nu știu ce se întâmplă astăzi, dar văd că a murit și Sebi. Cred că nu e ziua lor prea bună. Cred că nu e ziua lor prea bună. Au doar aici cu băieții. Eu încă mă țin decent. N-am murit niciodată. Hai să vedem aici în dreapta. Da? da, mă, da, l-am găsit pe ultimul. Bun, am foarte mult loot. Am foarte, foarte mult loot pe mine, sincer. Extrem de mult loot am. Trebuie să mergem acum la încăperea bosului. Încă o de -aia de putregai. Hai să merg aici sus. Să îmi pun puțin itemele. Să-mi dau... Da, ar trebui, ar trebui să-mi dau. Ar trebui să-mi dau niște mere de-astea. Că n-am nu de ce balaur dau. Da în dăsta, bum, a plecat asta și hai să vedem. Bun! Ăsta, ăsta cred că e cel mai, ăsta cred că e cel mai nub. Dar n-am apă aici. Unde e boss-ul? Unde e boss-ul? Nu-l văd! Nu văd... Nu văd unde e Unde e bosul? Mă, unde e blaze -ul? What? Hai, mai. Bine, mă! Bine, mă! Bine, mă! Al doilea bus pe astăzi! Wow! Și hai să vedem ce ne-a picat, care este lutul, poc, poc. Deci asta, asta e lutul trecut. Asta e lutul de azi. Wow! Două netherite scrap Bă, ce sunt? așum Wow, ok Asta nu am văzut niciodată golem apple Bun, aici să vedem, așa Hai să luăm chestia asta care ne dă un star essence pentru un volt silver Perfect, multe, 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 multe chestii bune Multe chestii bune ne-a dat Hai să vedem ce ne dă asta Limestone Hai să-l punem, îl punem aici Asta ne dă gabro Bun, Asta e de cobblestone, nu e ca și cum nu ne-ar fi de folos, dar este foarte de folos. O să las toate, toate itemele pe care, pe care le-am lutat chiar aici, pentru că la sfârșit de tot o să le, o să le aranjez. Și așa, o, oh, uite asta, Space X14, ce-i ăla? Space X14, n-am văzut niciodată blocul ăsta. What? Da bagă la aici, frate, că e bun. Orice e gratis e bun, nu? Uite, așa trebuie să facem aici. Atunci să-l punem pe cine ăla? Pe pe five up, pe 5 ups. Bine. -s. Bă, vreau să testez ce-mi dă asta, sincer. Vreau să testez ce-mi dă chestia asta. Ia, hai să vedem. Cristalin burger, nici nu pot să-l mănânc. Efectiv, nici nu pot să-l mănânc pe asta. Dar o să o să lăsăm aici și hai să ne ducem către level 13. Bun! Bun, bun, bun. Ne mai trebuie încă două levele și o să facem step. Voltul cu numărul 3 pe astăzi și ne dă bătaie. Mamă! Mamă! Ce mamă. Mamă. mamă! Bun! BX, perfect. Ăsta este aici. X-ul verde, perfect. Bă, bun, rău ne-a dat, bun, rău. Deci noi nu avem niciun, niciun desta trept. Nice! Nice, nice, nice. Și hai să vedem. O să o iau în full vest momentan. Deci, tot timpul iau în față, full vest. Hai să vedem ce ne pică. Ba, ăsta e, 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 ăsta ăsta deci... Fii atent, de fii atent, fii atent, fii atent, stai. Deci fii atent să vezi ce noroc am. Fii atent să vezi ce noroc am. Sebeșcen. Da. Ce deschezi? Da, e acolo. Fii atent, fii atent. Fii atent, fii atent, fii atent. Niciodată n-am prins așa ceva. <laughs> nu pot să cred. Deci, Sebi, deci asta, 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 e cel mai mare noroc. Sergiu, uite-te uite pe filmare, uite-te pe filmare, Sergiu. Uite-te pe filmare, te rog. <laughs> să, da, bro, bă, să mor de pe filmare. E, camera aia? E, 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 nu o cameră. Stai. E uh, ieșirea e aici. XX. Bun. End. Nu, așteaptă puțin Hai, unde-i? Hai, fii atent Ia, ia uite-l, tata! <laughs> Bun Au venit aici Stai Prima oară trebuie să facem așa Bum, bum Bum, bum Și acum facem bum, bum, bum și acum facem bun. Și acum de deschidem asta luăm asta cu ăsta, pentru că așa trebuie, faci exact bum bum, iei două de-astea, lași unul înăuntru, restul gunoailor le arunci pe jos, bage restul chestiilor, jap înăuntru, și fii atent, fii atent, fii atent, să vezi cum pleacă balaurul. Mai nevoie? Da. da, da, doar, doar de, de un singur ochi. și fii atent. Bă, ordine, plec! cum a ajuns asta aici? O să las unul în spate, o să iau un de o să mi-l mut pe asta Bum, punem ăsta. Bum! Și acum. Mahaha! <laughs> <laughs> Mahaha! <laughs> nu știu. Mi-a dat cuchiuri da. <laughs> Mamă! 5 cuchiuri Deci asta, 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 e cel mai OP Asta, asta e cel mai OP Așa, bum, ne ducem aici Facem așa, luăm astea Le băgăm și pe astea Luăm și pe asta, așa, cum acum să fie picat în Și asta e să vedem, mai avem, mai avem o, Avem dublă încăpere cumva? Că poate să fie de două ori, poate să fie dublă încăpere aici Bossul cu numero 3 pe azi Ce-mi place când îmi pică Blaze Ce-mi place când îmi pică Blaze Let's go Al treilea boss pe azi Prea bine e ziua mea norocoasă azi Hai să vedem ce drop nebun am luat din acest, din acest boss fight Asta e, bă, asta e drul, asta e lutul. Sau asta e ce am avut eu? Cred că asta e ce am, ce am pus eu. Asta e cred că ce am pus eu. Wow, 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 tot e van dying. Mi-a picat magnet. Mi-a picat magnet, bine. Nether star, 10 cookie-uri, 2 volt diamonduri. Holy, mamă, cât silver. Nether scrap. Puteți să veniți să faceți Uh, armură de, de nether dacă vreți. Tot, tot efectiv, no, tot nederul pe care, pe, care, pe care îl găsești poți să le iei. Fac două levele din asta. Fac level 15. Nu cred că fac. No! No! Mai am nevoie de două cookie -uri. Nu pot să cred. Am 30 de relic boostere. Poate mă ajuta asta să fac level. Opa! A picat! What? Dragon Tail, Volt Relic, Dragon Set, ce e ăsta? Deci scrie că îmi mărește timpul permanent pentru 30 de secunde în fiecare volt. Nu cred că funcționează așa. O să trească să vă care-i cu, cu relicurile astea. Cred că am avut destul de mult noroc azi. Mamă. Mamă. Deci am nevoie de un cap de uider, 26 ciorus, 5 gunpowder și 338 de granit, cred că e ala. Și ne pregătim deja de boss. Pentru că așa ne place nouă. Bun... Punem asta, luăm merele, luăm asta. O să pun, o să pun asta o van Dying. Doar în caz de ceva, pentru că nu vreau să mor sincer. Chiar acum înainte de, de a face și level. Sper să ne dea... Wow! Orice, dar nu ăsta-l voiam. Asta, asta, e cel mai greu boss, asta e cel mai greu Dar l-am bătut cu prea mare ușurință. Wow! Bă, unde e? Unde e? Unde e ăla? Uh, oh, uh, oh, mamă, m-am speriat că nu că nu că noi am luat uh, loot lutul. Oh. Oh, Uite-l pe Dragoș. Mamă, pe Dragoș l-am luat ultimul. Ăsta. Pe Dragoș l-am luat ultimul? Nu știu, nu știu exact. Dar nu avem falling damage. Urmează să ne facem upgrade să ne luăm step. O să-l iau exact acum ca să, să nu uit și hai să vedem ce ne-a picat în loot. Asta l-am avut eu. Asta l-am găsit eu. Nu e asta ăla de la boss. Asta e tot ce am găsit eu iarăși. Și asta e de la boss. Nici o Wow! Păcat! Păcat, 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 păcat. Are fost ceva să-mi să dea o prăjiturică. Um, dar, dar, degeaba Hai să luăm toate, toate astea Să le băgăm în vending machine Să vedem ce chestii avem Dacă eu, spre exemplu, fac o scară spre exemplu, da? Pur și simplu, de obicei, săream Așa, tăc, tăc Bun, acum ce facem? Mergem drept Mergi drept și pur și simplu te urcă pe ele Adică imaginează-ți cum ar fi fost să sari trei trepte Și cum e să mergi acum pe trepte Asta, asta e foarte, foarte tare, o să ne ajute extrem de mult și hai să vă arăt toate chestiile care ne-au picat. Deci avem așa. Avem cele 3 chesturi de aici uh, pline, cele 3 uh, boss chesturi, uh, și am luat majoritatea chestiilor în inventar care eu cred că sunt cele mai prețioase. Deci, pur și simplu, uh, astea după 4 ranuri, sunt cele mai prețioase chestii pe care eu le-am luat și dacă ar fi după mine să spun care e cea mai prețioasă chestie, e rândul ăsta de aici cu orurile. Orurile astea uh, currency-ul că avem bani cum. Și stai să-l punem și pe uh, domnul Sip hai că știu cum îl cheamă dacă e. Nu știu ce e Starcore-ul ăsta, dar văd că costă destul de mult. Uh, încă nu știu exact ce e bun acolo, nu știu dacă o se întoarcă vreodată stress monster cu prășiturele, dar uh, cam cam asta, cam asta am strâns foarte, foarte, foarte multe chestii bune. Băi, insane, insane, insane de bune imaginați vă că eu cu un un gold cu un gold în apple fac 3 poțiuni, ceea ce e foarte, foarte, foarte bine. Bun, mai buni, cam asta a fost episodul. Eu am fost de Sami, câte catalist fragmente avem. Foarte, 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 foarte multe. Vă doresc o zi frumoasă în continuare a tuturor. Sper că v-a plăcut episodul. Ne-am bufat rău de tot. Avem step, avem, n-avem falling damage, avem dash 3 dacă nu mă înșel. Cred că, cred că da, cred că deștreiam. Uh, și acum o să trebuiască să mă duc să fac niște grind pentru level 25 să începem să, să deblocăm niște, uh, niște chestii, niște chestii foarte, 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 foarte tari. Uh, poate o să facem și un live în care o să facem niște volturi. Eu am fost de Sami. O zi frumoasă în continuare tuturor. Pa, pa!